Bună ziua! În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați venit la această ultimă conferință de presă din campanie, la finalul campaniei electorale. Și aș vrea să vă exprimăm câteva dintre concluziile pe care noi le-am tras după o lună de zile petrecută aici la Pașcani. Aș începe prin a mulțumi, în primul rând, staffului de campanie, celor care mi-au fost alături pe toată perioada aceasta, și mă refer aici la cei trei colegi cu care am venit de la Iași, respectiv de la Târgu Frumos, și nu în ultimul rând la persoanele de aici din Pașcani și din împrejurim care mi s-au alăturat, care au făcut parte din echipa noastră, și vreau să apreciez foarte mult munca pe care ei au depus-o, tot efortul din această perioadă și nu în ultimul rând faptul că au avut încredere în candidat și i-au fost alături pe toată perioada. De asemenea, aș dori să mulțumesc cetățenilor din Pașcani, din Colegiul 5, pentru faptul că ne-au votat și chiar dacă scorul nu este unul care să ne placă foarte mult, vreau să spun că am mare încredere în oamenii care ne-au dat votul și cred că ei pot fi, până la urmă, startul, pot constitui punctul de plecare pentru o schimbare, știu eu, în zona aceasta într-o anumită perioadă de timp. Acum, legat de concluziile la finalul acestei campanii, aș vrea să vă prezint mai întâi câteva dintre lucrurile în care noi am crezut sau pe care le-am crezut în momentul în care am început campania și apoi ce s-a întâmplat de fapt. În primul rând, am crezut că e nevoie de schimbare la Pașcani. Acesta este și motivul pentru care motivul campaniei noastre a fost schimbă sau rămâi la fel. Am crezut într-o campanie bazată pe programe politice și acesta este motivul pentru care am fost singurul candidat care a prezentat un program politic, din păcate neapreciat suficient, credem noi. De asemenea, am crezut că vom avea parte de dezbateri pe programe politice, pe idei, cu soluții concrete la problemele acestei comunități și am văzut că, de fapt, nu am avut parte decât de niște emisiuni în care aș putea spune că au fost monologuri. Am crezut în respect, în acceptarea diversității și în corectitudine. Nu de fiecare dată am avut parte de lucrul acesta. De asemenea, am crezut în existența organizațiilor PDL în Pașcani și în comune și ne-am înșelat, pentru că realitatea ne-a arătat că aceste organizații practic nu mai există. Și nu în ultimul rând, am crezut în capacitatea oamenilor de a avea o opțiune politică, lucru care, de asemenea, a fost oarecum, știu eu, contrar așteptărilor sau ceea ce noi am așteptat. Ce s-a întâmplat, de fapt, este că la Pașcani oamenii au decis să rămână la fel. Și este opțiunea cetățenilor pe care noi o respectăm și trebuie să mergem mai departe. De asemenea, au existat atacuri cu privire la viața personală a candidatei, cel puțin în prima parte a campaniei, și de asemenea oamenii au fost manipulați cu minciuni de tot felul. Opțiunea politică a oamenilor din acest colegiu am constatat că este de fapt opțiunea pe care primarul sau primarii o impun, în mod special în mediul rural. Acum, ca rezultat al campaniei, sigur că este o înfrângere, ne asumăm lucrul acesta și cred că există câteva cauze, pe de o parte, și pe de altă parte câteva greșeli pe care noi le-am făcut. Dintre cauze aș menționa istoricul politic al zonei, este o zonă în mod clar dominată de PSD și lucrul acesta este foarte, foarte adânc impregnat în mentalul colectiv, în mentalitatea oamenilor, în ceea ce ei gândesc și fac. O altă cauză ar fi cunoașterea insuficientă a electoratului. Am considerat că este un electorat care va reacționa repede și că va fi sensibil la elementele de noutate. Ne-am dat seama că, de fapt, lucrurile nu au stat chiar așa. De asemenea, o altă cauză e legată de acceptarea și anunțarea târzie a candidaturii, acceptarea din partea mea acestei candidaturi și apoi anunțarea ei târzie și, nu în ultimul rând, faptul că nu s-a făcut o echipă cu candidatul de la Senat, tot din cauza unei anunțări foarte târzie a candidaturii. O altă cauză este lipsa de notorietate a candidatei în această zonă, preconcepțiile unor formatori de opinie cu privire la candidată, iarăși este una dintre cauze, și nu în ultimul rând lipsa structurilor de partid.
dacă până la începerea acestei campanii am crezut că poți candida și în calitate de independent, acum sunt absolut convinsă că acest lucru nu e posibil. Câteva dintre greșelile pe care cred că noi le-am făcut: lipsa pregătirii electoratului în perioada de precampanie. Deci dacă aș fi știut sau aș fi decis mai devreme această candidatură, acceptarea candidaturii, atunci ar fi trebuit ca într-o perioadă de precampanie, mult înainte, să fi luat legătura cu electoratul, să ne cunoască, să-l pregătim pentru lucruri, pentru altfel de lucruri. Abordarea târzie a electoratului tânăr este o altă cauză, o altă greșeală. În a doua parte a campaniei, spre final, ne-am adresat electoratului tânăr, tinerilor în mod special, deci ei care practic erau primii care ar fi trebuit să voteze schimbarea, au fost abordați cel mai târziu. O altă greșeală este lipsa organizării întâlnirilor cu cât mai mulți electori. Pe de o parte vremea, pe de altă parte faptul că a existat o teamă continuă a oamenilor de a se întâlni cu orice alt candidat în afara candidatului partidului sau alianței majoritare a împiedicat practic organizarea acestor întâlniri. De asemenea, a fost foarte dificil în comune să organizăm aceste întâlniri. Comunele, după cum știm, sunt controlate de către primar și lucrul acesta practic a fost aproape imposibil. O altă greșeală pe care ne-o asumăm e lipsa de colaborare cu membrii PDL din zonă. Mulți, puțin câți erau, ar fi trebuit să-i contactăm, să încercăm să îi convingem pe ei în prima dată de intențiile noastre, de nevoia de schimbare. Deci aceasta este o greșeală pe care cred că noi am făcut-o. De asemenea, o altă greșeală e legată de accentul pe care noi l-am pus pe candidată, în primul rând, și mai puțin pe partidul politic. Chiar astăzi am avut o discuție cu un învingător din tabăra uselistă, care a spus că omul, candidatul, nu contează absolut deloc, 3-4% cel mult. Ce contează este partidul care te susține. Dacă nu există partidul, n-ai nicio șansă. Poți să fii, probabil că oricine ai fi, nicio șansă, sau șansele sunt foarte mici. Și în ultimul rând, o greșeală are legătură și cu ce am spus, neînțelegerea importanței rolului primarilor în procesul electoral. Practic, oamenii nu votează decât așa cum este culoarea primarului. Sigur că sunt câteva întrebări retorice pe care mi le-am pus și ni le punem în continuare. Cum este posibil să alegi aceiași oameni în contextul în care știi că nu au făcut nimic? În orice alt stat din Europa sau în Statele Unite ale Americii, dacă nu ai făcut ceea ce ți-ai propus sau ceea ce ai promis, ești sancționat imediat, deci nu mai prinzi un al doilea mandat. Nu e cazul în țara noastră. Cum este posibil să alegi oameni despre care ești convins că nu vor face nimic? Și aici mă refer la câteva cauze, fie că e vorba de vârstă, lipsa de competențe, expertiză, experiență, incapacitatea de a înțelege timpul în care trăim. Cum e posibil să alegi astfel de oameni despre care știi sigur că nu vor face nimic, totuși ei au obținut un vot majoritar? Cum este posibil ca decizia cu privire la viitorii parlamentari să fie luată doar de persoane în vârstă și cu educație precară? Este o altă întrebare retorică și la aceste întrebări, desigur, nu îmi propun să dau eu răspunsuri, sunt întrebări pe care le adresez pe de o parte cetățenilor, pe de altă parte formatorilor de opinie, pentru că cred eu că ne îndreptăm într-o direcție greșită. O altă întrebare: cum este posibil ca în 2012 să-ți fie teamă să spui ce crezi sau pentru cine dorești să te implici într-o campanie? Aceasta este experiența pe care eu am trăit-o aici la Pașcani. Oameni care mi-au venit alături, dar au cerut să lucreze cu ghilimele de rigoare sub acoperire. N-am crezut că la 22 de ani după Revoluție lucrul acesta se va mai putea întâmpla. De asemenea, în sate, în comune, am avut întâlniri conspirative în casele oamenilor, tocmai pentru că oamenilor le era teamă de primar, ca nu cumva să afle că s-au întâlnit cu candidatul din opoziție, să spunem. Și cum este posibil ca o comunitate întreagă să accepte cu resemnare o situație de care nu este mulțumită? Până la urmă, o lună și ceva cât am petrecut aici la Pașcani, nu știu dacă am găsit 3 oameni care să-mi spună că da, suntem mulțumiți cu situația în care trăim, suntem mulțumiți cu actualii parlamentari, cu actualii oameni politici, și cu toate acestea, votul lor s-a îndreptat în aceeași direcție. Posibile răspunsuri.
lipsa răspunderii publice pentru activitatea într-un mandat politic de parlamentar sau funcție publică. Sigur că atâta timp cât nu răspunzi și nu dai socoteală pentru ceea ce ai făcut sau nu ai făcut, ai șanse să fii ales în continuare de 2, de 9 de ianuarie. Cred foarte tare că e important să avem o astfel de lege. Era una dintre inițiativele legislative pe care aș fi dorit să le introduc în viața publică politică românească. Un al doilea răspuns, posibil răspuns la întrebările dinainte, este politizarea excesivă a instituțiilor statului. Și în perioada cât am fost la inspectorat, am susținut depolitizarea sistemului educațional și separarea foarte clară a aparatului administrativ de tot ceea ce înseamnă politic. Știu că sunt lucruri care par așa de nerealizat în țara noastră, dar faptul că lucrurile acestea se întâmplă așa cum s-au întâmplat în această campanie, nu numai la Pașcani, peste tot în țară, până la urmă vor avea niște repercusiuni destul de urâte pentru noi toți. De asemenea, lipsa educației pentru democrație din instituțiile școlare, mă refer aici din sistemul educațional românesc, mă refer aici la elevii de clasa 12, de exemplu, care votează pentru prima dată. Nu știu în ce măsură ei sunt pregătiți până la momentul în care împlinesc 18 ani să discearnă și să nu copie doar niște tipare pe care le-am văzut, știu, la părinților, la profesori sau la comunitatea în care trăiesc. Lipsa de informare a cetățenilor cu privire la instituțiile principale ale statului sau cele locale, lipsa organizațiilor non-guvernamentale care să acționeze în comunități ca vector de informare și formator de opinie. Am constatat că aici, la Pașcani, la un moment dat am vrut să fac o întâlnire cu reprezentanții ONG-urilor, că de fapt nu avem. Și asta, până la urmă, conduce la un alt răspuns, inexistența societății civile și a implicării acesteia în viața comunității. În momentul în care la viața politică trebuie să existe o contrapondere reprezentată de vocea societății civile. Aici, la Pașcan, lucrul acesta practic nu există. Și, în ultimul rând, influența mass mediei vizuale ca singur mod de informare asupra populației. Și nu mă refer numai la mass media care, știu eu, locală, ci la mass media națională, cu efecte, din punctul meu de vedere, și nu numai, extrem de periculoase pentru întreaga societate românească. Sigur că am înțeles câteva lucruri la finalul acestei campanii, și anume, manipularea, lipsa de informare, sărăcia și dependența de ajutorul social sunt principalele motive ale alegerilor politice. Acestea sunt motivele pentru care oamenii, din nefericire, își pun ștampila pe un partid sau altul, pe un candidat sau altul. Am înțeles mai bine că e nevoie de crearea unor modele de implicare care să atingă segmentul de populație care decide soarta comunității. Altfel spus, dacă cei 10, 15, 20% care votează, sau 30%, dar practic 10% dintre ei dau votul, nu, majoritar, este reprezentat de către populația în vârstă, atunci ar trebui ca această populație să fie cunoscută, să fie informată, să se discute cu ea. Tinerii și populația din clasa mijlocie au renunțat la implicare și în implicare în viața comunității, și acesta iarăși este un aspect extrem de alarmant. Grupurile transpartinice stăpânesc și conduc destinele oamenilor, pentru că nu există niciun fel de opoziție. Nici opoziția politică, practic, cel puțin în această zonă, și nici opoziția pe care ar trebui să o reprezinte societatea civilă. De asemenea, am înțeles odată în plus, cu tristețe, trebuie să spun lucrul acesta, și cu îngrijorare, faptul că trăim într-o societate în care nu există niciun fel de valori și principii. Absolut orice se poate negocia, se poate trece peste orice lucru, doar pentru atingerea unui interes. Și de asemenea, am mai înțeles că efectele stării prezente pot fi extrem de periculoase pentru democrația din țara noastră și pentru viitorul nostru și al copiilor noștri. Sigur că nu e suficient numai că eu am înțeles anumite lucruri sau cei care suntem în echipa noastră, ci mi-am pus și întrebarea ce ar trebui să facem. Cred că sunt câteva lucruri la care m-am gândit. Mai întâi, să ajungem la electoratul care decide. Dacă alegerile sunt hotărâte de către persoanele cu educație, hai să-i spunem, elementară,
dacă alegerile sunt hotărâte de către șomeri sau de către persoanele în vârstă, atunci trebuie să ajungem la acest electorat, să-l informăm, să comunicăm cu el și să-l ajutăm să înțeleagă, să-l conștientizăm de efectele pe care o anumită decizie sau alta le poate avea. Un al doilea lucru pe care ar trebui să-l facem este să trezim electoratul care trebuie să voteze. Și mă refer aici la cel puțin trei categorii. Mă refer la tine, mă refer la intelectual și mă refer la clasa mijlocie. De asemenea, să identificăm oamenii care pot și trebuie să se implice în viața comunității. Persoane care nu aparțin grupurilor de interese, deci persoane absolut independente, obiective și de asemenea persoane recunoscute în comunitate. Am constatat și aici la Pașcan că există foarte mulți oameni de valoare, dar care au preferat să stea deoparte și principalul motiv are legătură cu factorul politic. Deci cumva ceea ce am spus puțin mai devreme legat de societatea civilă, trebuie să facem ceva, trebuie să-i ajutăm pe oamenii aceștia să se regăsească undeva, pentru că în mod clar nu se vor regăsi în spațiul politic. Au ceva de spus, au ceva de oferit și ceea ce au de spus și de oferit este extrem de important pentru comunitate, dar pentru că nu se regăsesc nicăieri într-un spațiu care să-i reprezinte, preferă să stea deoparte. De asemenea, să formăm și să împuternicim societatea civilă și aici m-aș referi la inițierea unor grupuri de discuții, seminarii de informare, proiecte și programe de formare a competențelor civice, un element care iarăși am constatat că este insuficient dezvoltat aici și nu numai aici. Să depolitizăm sistemul educațional, iarăși trebuie să fac o remarcă destul de neplăcută, deși ar trebui să fie total depolitizat. Am constatat și pe perioada acestei campanii că în continuare sistemul de educație este extrem de politizat. Și nu în ultimul rând, să refacem segmentul politic de dreapta. O societate normală, într-o societate normală trebuie să avem putere și opoziție. Din nefericire, în această perioadă, opoziția este extrem de fragilă, opoziția fiind reprezentată de segmentul politic de dreapta, așa cum am spus puțin mai devreme. Pentru sănătatea democrației din țara aceasta și pentru viitorul țării noastre, cred că este și al copiilor noștri, este foarte important să întărim acest segment. Și aș încheia cu un citat care îmi place foarte mult. Libertatea nu înseamnă lene și nepăsare, libertatea este responsabilitate. Dacă tu nu-ți asumi responsabilitatea, o face altcineva pentru tine. Așa devii sclav.